Trofeul celei de-a 31-a ediție a Festivalului Concurs Internațional de Muzică Populară pe marginea Dunării este pregătit. Orchestra Națională Lăutarii, dirijată de Nicolae Botgros, de asemenea. Ultimile pregătiri pentru începerea acțiunii culturale sunt pe sfârșite, așa că marți seara, cu începere de la ora 19, puteți fi prezenți pe Esplanada Teatrului Tudor Vianu pentru a asista la un spectacol folcloric de zile mari, de organizarea căruia și anul acesta s-a făcut răspunzător Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii naționale. În perioada 25-26 august va avea loc la Giurgiu cea de-a 31-a ediție a Festivalului Concurs Internațional de Muzică Populară pe marginea Dunării. În acest an, festivalul se va desfășura în aer liber, va fi o scenă amplasată în fața Teatrului Tudor Vianu. La festival și-au anunțat participarea concurenți din Bacău, Suceava, Constanța, Olt, Alba, Gorj, Argeș, Dolj, Giurgiu, București, Timișoara, Ialomița, Bistrița, Ilfov, Hunedoara, Dâmbovița, Sibiu, Iași, Republica Moldova și Bulgaria. Acest an avem foarte mulți concurenți care s-au înscris în festivalul nostru, sunt în jur de 50 de concurenți, dar din păcate, datorită faptului că festivalul se va desfășura într-o singură seară, iar a doua seară va fi cea de gală și recitaluri, vor intra în concurs doar 22. Din această cauză, juriul are o misiune foarte importantă, dar și foarte grea în același timp, pentru a alege dintre cei buni pe cei mai buni. Ce surprize ne mai rezervă festivalul, ne spune tot directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Giurgiu. Vor avea loc și recitaluri. Sunt invitate în recital trei doamne. Este vorba de Silvia Zagoreanu din Republica Moldova, o veche cunoștință de-a noastră și câștigătoare a trofeului unei ediții anterioare, apoi Nina Predescu și Mariana Ionescu Căpitănescu.